La Giurgiu au fost distribuite în scop profilactic 6500 de doze de vaccin antigripal. Acestea au ajuns în primul rând la personalul medical de specialitate care intră în contact cu oamenii bolnavi, în căsuțele de tip familial, dar și la bolnavii cronici și copii. Vaccinul antigripal ce a ajuns pe piața din Giurgiu este de origine olandeză și nu a pus în pericol viața celor care l-au făcut. Direcția sanitară Giurgiu a primit 6500 de doze de Influvac, un vaccin produs de Abbott în Olanda. Nu am avut reacții secundare la absolut niciun fel de gent reclamat până în momentul de față. Și dozele care mai sunt încă păstrate sunt tot Influvac produs de Abbott Olanda. Deci să înțelegem că din vaccinul de la Cantacuzino nu a ajuns nicio doză în județul Giurgiu. Nu avem doze de la Cantacuzino. Așa că giurgiuvenii pot sta liniștiți, doze de vaccin antigripal produse la Institutul Cantacuzino nu au ajuns la Giurgiu. Agenția Națională a Medicamentului nu a acordat avizul de conformitate pentru vaccinul antigripal produs la Institutul Cantacuzino. Astfel, cele 400.000 de doze de vaccin vor rămâne în depozitele Institutului și vor merge spre pacienți doar dacă raportul final va demonstra că el este în conformitate cu normele de siguranță. De asemenea, autoritatea ce atestă medicamentele din România a decis ca cele 400.000 de doze de vaccin să fie utilizate la adulți numai în situația apariției unei pandemii în care cel puțin una dintre tulpinile vaccinului gripal sezonier se regăsește în virusul pandemic.